Din nou la știri, lansarea noului iPhone 15 a stârnit o întreagă isterie în rândul împătimiților de tehnologie din lume. Zeci de persoane s-au îmbrâncit și s-au bătut într-un mall din Dubai în speranța că vor reuși să pună mâna pe noul dispozitiv. Și în India, oamenii au format cozi kilometrice în fața centrelor comerciale cu multe ore înainte de deschidere. Locuitorii înstăriți au fost disperați să-și procure cu orice preț unul dintre noile telefoane lansate de compania Apple. Pentru a fi sigur că își pot duce la îndeplinire planul și se întorc acasă cu telefonul râvnit, zeci de persoane au început să formeze cozi kilometrice în fața centrului comercial cu multe ore înainte, alegând să-și petreacă noaptea sub cerul liber. Și în India, sute de persoane au luat cu asalt centrele comerciale în speranța că vor pune mâna pe noul telefon, care a creat isterie în întreaga lume. Mulți dintre doritori au petrecut chiar și 17 ore la cozile kilometrice formate cu mult timp înainte. Perioada lungă de așteptare l-a făcut pe un bărbat să-și iasă din minți în momentul în care unul dintre angajații magazinului a refuzat să-i dea noul telefon. Omul nu a stat mult pe gânduri și a început să-l lovească cu bestialitate pe angajat. Cozi impresionante s-au format și în alte orașe importante din lume, dar aici nu au fost raportate evenimente violente.